Salutare pe fraților și bine v-am regăsit în un episod ceva mai special. De data aceasta, după cum astăzi de azi, vă învăț cum să descărcați Sampa Android și cum să vă jucați pe un server de români. Pentru cei care nu o știți, au apărut un server de români de Sampa Android. În acest episod o să vă învăț cum să vă descărcați Sampa și cum să vă jucați pe el. Deci rămâneți până la sfârșit. Vă rog frumos, fiți atenți, foarte, foarte atenți la ceea ce spun și dacă nu ați înțeles, aveți și în descriere toate detalii, aveți și serverul de Discord a serverului și site-ul tot și forumul. Și uitați-vă la community că poate printre timp o să mai apară ceva update-uri, vă dau eu la community, vă pun acolo. Pentru început o să aveți nevoie de această aplicație, cred că știți toată lumea această aplicație, astăzi o să o folosim mai târziu. Așa, o să vă las un link în descriere, acest link este de la linkul serverului. Aici avem APK files și OBB. Dacă nu aveți deloc, deci dacă nu aveți deloc GTA-ul în telefon, apăsați aici pe OBB. După ce ați apăsat, o să vă dați aici la download all. Așa, descarcă toate. Acum se descarcă. Eu am deja, deci nu o să-l mai pun. O să dau aici anulare, pentru că deja am APK-ul și toate. Am această OBB. După ce ați instalat OBB, o să-l aveți la download. Dar așa, după ce ați descărcat OBB, apăsați aici la apk/files. Apăsăm și aici. Așa. Dăm aici deni, pentru că, da. Așteptăm 5 secunde, după cum vedeți acolo sus. Haide mai repede. Dăm aici skip this și dați aici la download. La fel, am deja ground-ul, adică APK-ul. Așa, după ce le-ați instalat pe amândouă, o să dureze puțin OBB, dar nu contează. Dați la... intrați pe explorați un file. Lăsați afișiere. Și dați așa, la download. Frumos. Și să vedem unde este. Uite, să vă arăt fișierul ăsta. Ia să vedem. Ăsta trebuie să fie deci ăsta trebuie să fie fișierul și ăsta. După ce deci asta o să fie file-ul slash APK-ul. Ăsta este APK-ul. Eu deja o am instalat. Deci după ce ați instalat APK-ul, frumos, duceți acest fișier copiere. Nu putem să-l extragem. Dăm copiere. Dăm frumos înapoi. Mai dăm o dată înapoi și dăm la Android, unde e Android, Android, data, și îl punem aici, dar eu deja l-am aici, cancel, după ce l-ați băgat aici, trebuie să vă arate așa, dați la files, dați la samp și dați la setări ini aici, așa, dăm doar de data aceasta. Și vă puneți aici la nume de joc, la parolă vă rog frumos nu umblați, pentru că scrie și aici, nu umbla aici. După ce v-ați spus o parolă, dați cum așa și după aceea dați salvează. După aceea o să vă arăt și ce să faceți cu OBB-ul, pentru că OBB-ul e cel mai important. După ce aveți și APK-ul, aveți și scris acolo la SAM numele frumos, mergem înapoi la download. Ok, după aceea mergem la download și o să vă apară altfel, nu o să vă apară fix așa, dar tot zip cum ar veni. Dar voi dați extragere, nu mai am zip-ul pentru că l-am șters, că na, am șters din greșeală. După ce, deci o să vă dea, uite, ceva de genul ăsta, uite, cum a fost ăsta, ceva de genul ăsta. Voi îl dați extragere, dați aici la mai mult și dați aici, extragere în. Dar așa o să faceți la OBB. Și după aceea o să vă arate așa, țineți apăsat pe el, dați aici la mai mult, dați mutare în și dați aici la Android, la OBB și dați OK. Și s-a mutat frumos, iar acum, teoretic, trebuie să-l avem. Ia să vedem, uitați-l aici, așa. După ce ați făcut această chestie, după ce ați pus numele la files, la samp, la setări ini, după ce ați pus aici numele, deci verificăm acum, după ce v-ați pus numele, dați salvare acolo sus, zicem, uite, punem, ștergem, punem înapoi și dăm salvare. Așa, și după aceea o să mergem frumos pe samp. Ok, am dat aici pe samp, dați offline. Puteți să dați și single player sau multiplayer. Înainte vă arăt și niște setări ca să nu primiți crash. Așa, astea sunt pentru telefonul meu. Eu am un P20 Lite, un Huawei P20 Lite. Dacă aveți și voi același telefon, faceți aceste setări și poate nu o să primiți crash atât de des. Eu cel puțin nu primesc atât de des crash. Faceți setările astea și după aceea hai să vă arăt cum este multiplayer. Apăsăm aici pe multiplayer și vedeți aici se încarcă iconița de Sampa Android. Contul se face super ușor, mai ales că acum sunt toate transcrise în română, deci nu o să mai aveți probleme cu așa ceva. Nu mai trebuie să vă bateți capul, nu este în rusă, vă apare tot acolo frumos cum să faceți și toate cele. Îmi pun și o parola imediat. Așa, să-mi pun și o parola frumos. Dăm logare. Așa, ăsta este spawn-ul.
Veți acolo, vei primi, deci scrie în română, puteți să alegeți și în engleză dacă vreți, vă puneți acolo e-mailul, vă puneți, nu știu, vârsta, un e-mail și ce vreți să alegeți, scrieți sal, it. Deci avem și noi admin 3 pe serverul ăsta și sper că ați înțeles clipul. Sper că ați înțeles tot și vă rog frumos, dacă n-ați înțeles, verificați și descriere, verificați și comentariile sau puteți verifica linkurile din descriere, pentru că sunt, există acolo forumul, există Discordul serverului, există tot legat de server. Poate dacă vreți să, poate n-ați înțeles sau dacă n-ați înțeles, acolo te vor o să vă ajute adminii de pe serverul respectiv de Discord. Eu am fost Lărenț, vă mulțumesc și sper că ăsta e ultimul tutorial pe care îl fac legat de SAM, pentru că deja sunt la al treilea, dacă nu mă șel. Ăsta e un server de român, deci toate chestiile sunt în română, sper că ați înțeles. Dacă nu știți română și sunteți engleși, aveți și opțiunea de engleză. Și da, eu vă mulțumesc de vizualizare, eu am fost Lărenț, dați acolo un share să vadă cât mai multe persoane, la prietenii voștri, nu știu, pe Discord, SAM, pe Discord, pe Skype, pe toate cele, nu știu dacă mai folosesc cineva Discord, Skype, dar nu contează. Vă mulțumesc de vizionare, am fost Lărnițu și noi ne revedem data viitoare. Ciao, bă, fraților, pa, pa!